Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou episod din Sleeping Dogs Definitive Edition. Ieri am început un nou episod și am apucat de jocul ăsta pentru că îmi place foarte mult și l-am jucat mai de mult, v-am zis, în București. Când stăteam la bloc, stăteam în București și l-am jucat și am jucat absolut toate DLC-urile, deci am jucat și Nightmare at North Point și Main Story, am jucat absolut toate, tot contentul jocului și a fost foarte, foarte mișto. Și mi-a plăcut la nebunie și astăzi o să continuăm de unde am rămas ieri, că eram făcut prologul, am terminat prologul și am jucat puțin din joc și astăzi o să facem așa misiuni și ce mai rămâne de făcut prin joc timp de 3 ore până pe la vreo 6 și mai vedem ce mai facem pe parcurs. Bun, hai să dăm drumul la gameplay. Continuăm de unde a rămas ultima dată. Acum au apărut misiuni peste tot, deci e ok. Autobuz Armored Van Airbrush Dragon Armored Van. Te că avem misiune aici. Trebuie să mă duc să-mi iau health upgrade-ul de aici. Excuse me, do you speak English? I like to think so. Not enough to get by anyways. You? Yeah, I... Wait, what do you mean? Oh, yeah, I speak English. I kind of guess. What can I do for you? I'm looking for this place, Old Temple Academy. I thought it was around here. It's supposed to be a kung fu school, but I'm totally lost. I have no sense of direction. Yeah, I think I know where it is. I mean, it's not too far. I can give you a ride. I mean, it'll be easier than explaining where it is. Okay, yeah, that'd be really great. My name's Amanda, by the way. Or Amy. Either one is fine. Oh, nice to meet you, Amy. I'm Wei. Opa, o nouă cagicuță! O nouă cagicuță! Pick up your motorcycle from the parking garage. Ok. Pe unde e motorul? Stai că trebuie să-l iau de aici, de în parcare. Să vorbesc cu ăsta. Can I do for you? So what brings you to Hong Kong? Are you thinking of becoming Chinese? No. I just finished college. And I'm doing a bit of travel. You know, figuring out what to do with my life. That sort of thing. How's that going? Well, I've only been traveling for a few weeks, so no real progress on the life front. But I'm checking out Hong Kong for a while. So this is the Bam Bam Club. Back home I saw a restaurant that looked a little bit like this. Don't let the locals hear you say that. But I'm checking out Hong Kong for a while. What about you? You got it all figured out? I wouldn't say that. I got a few family issues. Maybe once that's dealt with, I'll get on to figuring out life. Oh yeah? You got any plans? Well, the trick to Hong Kong is learning to live by ancient Chinese wisdom. Look both ways before crossing the street, always buckle your seatbelt, and only apply makeup at red lights.
Don't text and drive. You know, that kind of thing. Words to live by. Wow. This is a pretty cool place for a kung fu school. Unfortunately, the school isn't in the temple. Well, not that temple, anyway. Didn't they use this temple as a backdrop for... what was it? Fists of Carnage? No, it was used in the Grandfathers of the Shaolin Fist. Trebuie să merg cu viteză mică cu modelul ăsta, că dacă merg cu viteză mare, mă răstorn. Nu merge să accelerez la maxim cu ăsta. Isn't this school supposed to be in a temple? Și acum ce urmează o demonstrație? Time in America has rusted your excuse. Apparently, it's rusted your concentration. All men must be adopt American tourists. Did you watch this by watching television? Your shame is glorious. I try to steer them in the right direction, especially the younger ones. But they all want to be Songong Yi. Now I just train them in the ways of my art. Try to teach them compassion and discretion, and pray for the best. Sifu, I don't think there's much more you can do. Oh, Jade Rat. Song Dynasty, right? Very good. The Song Dynasty? That's like 1,000 years old or something. That's real? Part of a set of 12. One for each animal of the Chinese calendar. The Sifu, you used to have the whole set. What happened to the others? Stolen. By a former student, corrupted by the Triads. I'm so sorry to hear that, Sifu. Bun, ăla a furat statuie, asta am înțeles.
Next mission. Hai să vedem ce mă așteaptă la următoarea misiune. I found one of your statues. Oh, the dog. Excellent. I must confess, I was surprised to see you back. I had hoped that you might. What would you like to learn? Stop by again if you find one of my statues. Okay. Am făcut și asta. Și acum mergem aici la Golden King. La Club Bam Bam. Talk to Benny, make him see reason. Do that. Head to Batman Club. Okay. O să-l convingem pe unul că că lucrează pentru asta, pentru first act of the bouncer to get inside the club. Okay. Are you gonna let me in? What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You want to tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Benny's in the VIP area, make an example. Okay. Hey buddy, VIPs only. What's going on in there?
This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Whoa, damn. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but, you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Well, Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go sing. Come on. Sing me a song. I'm so happy my brother's married now. Finally, another woman and a family. We are going to drink tea and gossip whether she likes it or not. Bye-bye. Neil? Ai, Sidana. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I'd talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. Go upstairs, okay. O statuetă, statue collectible found. Opa, ce costă pe aici? Who the fuck are you? I'm looking for Benny. Hey, Benny. Yeah. Some guy here wants to talk to you. Hey, hey. What can I do for you? I have a message from an old friend, Winston Chu. Winston? Well, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Everybody in the club! Hold on, I got it.
添仔。Benny, get bon. The fuck out of here! Benny, I know you're in there! Nu, restart from checkpoint. Trebuie să mă bat cu toți acum, mamă. Trebuie să mă bat cu toți, frate, acum. Să-mi bat picioarele. Să mă bag cu toți, frate? Chiar trebuie să mă bag cu toți acum, să-mi bag picioarele, deci n-am niciun chef să mă bag cu toți. Uite și tu ce e aici, mai sunt încă 3 indivizi în clubul ăsta. Încă 3 bouncer mai sunt aici. Prea mulți cu aia.
Așa, și trebuie să mă bagi cu ea de jos. Și nu găsesc un cuțit, ceva să mă descurc mai ușor. O armă. O armă îmi trebuie, frate. Futu-s morții mătii să-ți fut. Deci, bărăbă, mă duc la o țigară.
Gata, am bătut pe toți. Fuu. Unde e cuțitul? Unde e cuțitul, frate? Iarăși alții. De aici mă dă, futu-te în gură să te fut. Ugh!
S-a risipit cuțitul, din păcate. Gata, a reușit în sfârșit. Relax, Benny, I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay. What do you want? What I said. Winston wants to be your friend. And what about Dark Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Gata, mi-am făcut salvare, e bine. Este într-un minim de range location in 1 hour, ok. You're late. Conroy's still watching. He's got a real hard on. Is your cover compromised? Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun on Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Raymond. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you. I do my job just fine. Well, that's for me to decide. You mean Pendrew. Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wim, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wim. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done.
Get evidence on the pop star. Wait for the pop star in the chicken van. Wait for the deal to go down. Wait for them to finish the deal. Okay.
process down the drug pipeline. And I'm giving you Popstar on a platter. I got the deal and the double cross on camera. Good work, Wei. Thanks. With Popstar gone, Sun On Yi is down to only one supplier. The bottleneck will create a lot of tension inside the Triad. Watch your back, Wei. Get back in the chicken, Ben. Şey kursa döndü mü aparat? E foarte greu curbele camionul ăsta. Motion aiming by holding after disarming the enemy or hitting them with a melee attack. Come to the restaurant right in Winston. Okay. Curry fish balls. You have to try them. Curry fish balls. Yes, of them. My curry fish balls will blow your mind. Serve it up. Great. You won't regret it. Fish balls. I know you want fish balls. Health regeneration. E bine.
I smell something? I do. Just like sexy, you don't shoot. You know what happens to rats, Wade? Yeah, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that mini. You're so sad! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out Popstar, Winston. I know he did! Oh, you're gonna do no more. This motherfucker right here is a snitch! Is that right, Mink? You fucking rat. I sent you to Popstar, and now he's in jail! Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Popstar's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat! Make him a whole cow young enough, stop! You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, Winston, I swear! You're always a dirty fucker, man! Come outside, my wall! My wall! Clean that up. Loyalty's important, Wade. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Londo. Go to Pix PC, get the package. Then go to Golden Koi. Ok, acolo mă duc. Și unde e obiectivul? Ia stai, unde e obiectivul? A, aici e. Listening in. Omul mai ușor. Traficul vostru. There's no ping. How about the owner then? I'm the owner. Just not ping. All right, not ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Când o să am prima armă de foc, aia e întrebarea. Oh, no! Come on, man!
Go to the restaurant. Okay. That's a long machine. Pick up the lock on the back door. Mai avem, mai avem un murder case file. Cred că mai avem aici Death by Thousand Cuts. Avem un main mission objective. Objective. Main mission objective. Trebuie să mergem acolo la... Ia uite bă cum a luat peste mine camionul ăsta. Fut-te în gât să te fut. Ia dă-te bă la o parte.
Oh, uite un shrine. Health upgrade. E bine. Futu-s morți, mătii. Bără, bă. Să faci 6. 5 să faci.
că în sfârșit am găsit o strategie. Back. M-am urmărit. Așa. În sfârșit am găsit o strategie cu care să pot să îi bat pe ăștia. Stai să mă dau iar pe full screen, că mi s-a pus ecranul pe pauză. Că am luat pauză prea mare. Așa. No!
Nu pot să fac nicio mișcare în pula mea, că mă prind ăștia, dă-i în pula mea, că bag cheaturile, bag pula în ele misiune. Ia asta e așa. Sleeping Dogs Cheats, trebuie să aibă și cheaturi jocul ăsta. N-a recit jocul, să mă fut în ei de... Dacă găsim imediat. Sleeping Dogs Trainer. Imediat găsim un trainer. Pe net.
nu pad un Infinite Earth. F1 și F9. Bun. F1 și F9. Trainer activated. Cheat activated. Hey,
Da, asta am vrut să fac. Atâta. Că după aia folosesc Trial Enforcer outfit. Deactivated. Deactivated. Misiunea asta am vrut să fac că era nașpa. Găs cu mașina acum.
Inspector. Away. I'm glad you're here. Bun, următoarea misiune care e? Shen, you up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Take the impound car. Ok, facem un race. Prima mea cursă. Ce frumoasă mașină. Prima cursă de noapte. Bun, am mai făcut o misiune.
Hey, why I need your help. Ok, cine are nevoie de ajutorul meu? Să vedem. Nu, aici. Cei n-avea evidență. Asta era misiunea, parcă. L-am zgâriat pe la poliție, futu-ți mama, mătii. Și acum nu mai scap de el. Call Raymond. Okay. Hello. Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie Pang? Wait, how did you get Charlie Pang's gun? Never mind. Can you use it? Alright, maybe. I'm on my way. Meet Raymond at the North Point Underpass. Okay. Andrew?
What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wayne. Do you have Charlie Pang's gun? Okay, you ready? All right, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. You think you can rip me off? Whoa! Hang on! Let's just talk about this! Damn it! First, he was in cover behind the barricade. Get down behind that barrier. Good. I want you to put some bullets in a few things. Weapon, officer. Good firing, Wade. Penju! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Wade. You understand? I don't think I do, sir. Wade, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. Go.
Mr. Julius Strong's got hit. The Mr. Chu's restaurant. Oh, it's aici. Stai, că am dat cu plana prost cu spatele. Să mă duc așa. Mă duc așa. Everyone's outside. Waitress, you always should fight. Listen up! We're hitting a sweatshop on the waterfront. Horse trucks move through that place. It's how he makes his money. I want to burn to the ground. Siwa runs the operation. Put that hump gun on in the shadow grave. Bon. People. Yeah, no kidding. We're short a gun. You're good with your hand, Shan. Let's see what you can do without iron. Look, hold on. We shouldn't go in shooting in. There'll be workers in here. And we need Suwa alive. He's worth a fortune. Oh, we're going in shooting. This is Dog Eye's biggest moneymaker. They're not gonna... What are you trying to do? But you want me unarmed. You're the new guy. Once you're inside, find your own gun and use it. Believe me, you better have some bodies on you before the night is over. I want to see proof that you're not a cop. As far as I'm concerned, there's only one test that matters. So you want me to kill one of Dog Eye's drug dealers to prove it? All right, it'll be my pleasure. All right, here's the plan. Go to the back door. I'll look around, you wait for my signal to attack. What?
Mi-a făcut salvarea, să bag picioarele, să mor în prostie. Stai așa. Trainer activated. Cheat activated. Vreau să trec mai repede de bulangii ăștia. Hey!
Siwa, you're coming with me. Fuck you! You're not taking me alive! Stop! Yeah. All right, light it up! Stop goddamn chasing me! Go away. Ah, come on! Unde s-a dus ăsta, frate? Autostatic pe ăsta. E bine acum. E bine că l-am autostatic. Că nu mai trag fraierii ăștia mine. Deactivated. Deactivated.
asta că am mai găsit un health shrine. Trebuie să-l folosesc și pe ăsta. Mare Hong Kong ăsta sau ce Dumnezeu de orașul. E maricel. Da, fraților, cu asta zi să vă las aici pentru că deja s-a făcut 6. Am jucat de la 3 și ceva jocul ăsta, deci s-au făcut vreo 3 ore de când joc și o să ne oprim aici. Sper să vă plac gameplay-ul. Am folosit cheat-uri numai când am avut nevoie, pentru că a fost nevoie la un anumit punct, la o anumită misiune, că n-am vrut să mai stau să mor de 11.000 de ori ca să fac misiunea aia și era aproape imposibilă să o fac dacă n-aveam trainerul ăsta care m-a ajutat acum. Și vreau să termin jocul, vreau să joc, o să joc fără, să încerc să joc cât se poate de mult fără cituri, pentru că e un joc frumos și merită să joci fără cituri, fără cituri. Și ce să zic, ne oprim aici și ne auzim în episodul următor. Nu uitați să-mi dați subscribe și like pe Horia Apocalipticu. Și o să revin și cu un episod dintr-un joc nou care l-am găsit de curând și îmi place foarte mult. Trebuie să facem override. Gata. Un joc nou care l-am găsit de curând se numește Barn Finders și e foarte mișto. E cu trading, cu barnuri, cu astea, cu ce găsești prin case, vinzi și licitezi obiecte, le scoți de la licitație sau le cumperi de la o licitație și poți să le și vinzi. Da, în orice caz e un joc mișto, Barn Finders, și vreau să joc și pe ăla pentru voi. Și asta o să vedem astăzi, mai târziu sau probabil mâine, vedem când, în orice caz, nu astăzi, cred că mâine o să-l joc, o să-l instalez și o să fac o pauză din Sleeping Dog și o să joc ăsta. Da, vă las aici și vă urez o zi frumoasă și sper să îmi dați și mie un subscribe și un like pe Horia Apocalipticu, pentru că jocul ăsta e un joc frumos și merită să-l vedeți. Un joc eu mai ales, nu cum un joc mai ales, cu faptul că îl joc pentru voi și fac toate misiunile, contează foarte mult. Și cred că o să conteze și pentru voi, să vedeți cum joc misiunile și pana mea, ce strategii de gameplay abordez ca să scap de anumite misiuni. Recunosc că sunt câteodată un cheater infect, dar n-am avut în control la misiunea cu cuțitarii. Cu cuțitele. N-am avut încotro. Efectiv, n-am avut ce să fac la ea. Trebuia să găsesc cu cale să scap de nenorociția și singura cale a fost să folosesc trainerul, că n-am avut încotro. Voi nu-l folosiți dacă vreți să vă bucurați de splendoarea acestui joc și ce să zic, ne oprim aici. O zi frumoasă. Și nu uitați încă o dată să intrați pe Horia Apocalipticu, să-mi dați subscribe și like. Vă reamintesc, la nu știu câta oară, vă rog frumos. Contează pentru mine și lăsați-mi eventual și un coment dacă vreți să mai fac episoade din acest joc sau să trec la alte jocuri, să fiu mai variat, să părerea vă aparține. Deci e ok. Doar să-mi dați dislike, pentru că altfel ne supăram. N-am văzut de ce să-mi dați dislike. Mă rog, treaba voastră. Ne auzim în episodul următor. Ne vedem în Barn Finders, dacă e.